Bună seara! Pentru că viața noastră neurofizică este cea care ni se întâmplă în timp ce noi ne facem alte planuri, vă prezint singura emisiune superficială care spune totul la ora potrivită. Așadar, a fi sau a nu fi sănătos? Aceasta e întrebarea. Bună seara, domnilor și domnilor, sau bună ziua, depinde de când vă uitați la emisiune, stimați tovarăși, oameni buni de la orașe și sate, pentru că știm că în satul mare trăiesc doar oameni buni. Nu, Ciobi? Tu mi-ai spus că în satul mare, de când ai fost tu în toate localitățile, în toate comunele, satele, doar oameni buni care doresc binele aproapelui. Nu? Bun. Așa, suntem prezenți toți în organizația de bază, adică eu și cu Ciobi și cu ceilalți. Emisiunea poate să meargă pe cuptorul de microunde, pe bicicletă, pe ce mai merge emisiunea? Pe aparatul de prăjit pâine, nu? Aparatul de spălat vase și aparatul de spălat rufe. Deci totul este important să vă uitați la emisiune, pentru că această emisiune chiar vă spune totul la ora potrivită. Adică nu e niciun... Noi aici, între noi și voi, suntem reali. Nu e nimic procesat, nu e nimic pus înainte sau discutat. Deci totul merge live, direct. Adică este o legătură pe care eu vă o spun direct și pe care voi... Cei care vă uitați la TV-ul în satul mare, pentru că este singura emisiune care spune tot doar pe TV-ul, doar pe TV-ul în satul mare, la ora potrivită, care nu are nicio restricție, deci asta e important. Nu are nicio restricție. Hai să vorbim acum despre faptul că oamenii doresc să trăiască mai mult. Nu, Ciobi? Vrei să trăiești mai mult până la 120 de ani? Bun, Ciobi vrea să trăiască până la 120 de ani, dar, cum i-am spus și lui, când eram în parc să pescuim somoni din Someș, cum putem să trăim mai mult? Cum putem? Dar important este, dacă trăim mai mult, să trăim sănătoși. Pentru că de trăit se poate trăi în multe cazuri, mult mai mult, dar dacă ești bolnav sau ești la pat și nu poți să faci pipi, caca, așa mai departe, poți să spun caca la televizor, nu e problemă. E un lucru normal, fiziologic. Nu mai e în regulă. Dacă tu depinzi de ceilalți, nu mai e în regulă. Și pentru a nu depinde de ceilalți, pentru că sunt anumite boli, cum este Parkinsonul, demența, adică Alzheimerul, începi, dacă nu e tratamentul din timp, să depinzi de ceilalți membri ai familiei sau de azil, așa mai departe. Dar să nu uităm, la ultima conferință la care am fost în Finlanda, în primăvară, am vorbit cu mulți colegi profesori din Statele Unite, să spunem, cred că am spus treaba, dar repet, 100 de oameni, dacă au Alzheimer, 80% dintre copiilor, dacă vor trăi și depinde de schimbările climatice, vor avea și ei. Primul semn apare târziu, dar dacă putem pune diagnosticul mai devreme, cu atât vom aduce creierul la un nivel performant, adică nu-l vom lăsa să se distrugă.
Și asta apare pe la 55-60 de ani, maxim 65, când trebuie să facem un tomograf, cel mai bine un RMN cerebral, și atunci vedem dacă apare atrofia. Atrofia ce înseamnă? Atrofie. Gândiți-vă, citiți-vă pe Google, pe unde vreți, pe internet, că toată lumea citește. Ce înseamnă atrofia? Ce înseamnă atrofia? Nu vă spun, dar citiți. Ce înseamnă atrofia cerebrală, musculară, așa mai departe. Acest semn, acest indiciu, să spunem, da, ar apare cu mult înainte, cu mult timp înainte de a avea semnele. Cum am spus, apare pe la 55 de ani. Dacă apare atrofia cerebrală, cum spunea cineva, ghinion. Nu e ghinion. Este genetic. Și ca să prevenim, ca să ajungeți la 80-90 de ani, 85-75, să fiți bine, trebuie să mergeți la neurolog, să facă RMN-ul ideal cerebral, ca să vedem dacă apare această atrofie. Dacă apare atrofia, sunt două medicamente care trebuie să le luați. Nu e o problemă. Dacă le luați, prelungiți viața creierului. Gândiți-vă la o mașină care motorul funcționează de mult timp, da? Dacă din timp faceți testul mașinii, vedem problemele. Și dacă rezolvăm problemele, atunci mașina va circula mult, mult timp de acum înainte, fără probleme. Bineînțeles că Alzheimerul nu se rezolvă, este o boală cronică. Deocamdată, datorită faptului că lumea, Pământul merge pe înarmare, pe așa mai departe, lucrează și pe sănătate, dar mult mai puțin, încă nu se știe exact cauza. Că dacă am ști cauza la epilepsie, la Parkinson, la Alzheimer, la demență, că Alzheimer e o demență, așa se numește, sună grav, dar nu e ceva grav. Dar dacă am ști cauza, am putea trata pacienții să nu ajungă în stadiu avansat. Încă nu se știe. Sunt multe tratamente, au apărut multe, multe tratamente foarte bune care frânează, care pun o frână, care pun această frână, dacă aveți discurile foarte bine la mașină, gândiți-vă, o mașină care merge spre un zid. Dacă puneți frână, nu dați în zid, dați încet, încet sau poate ușor atingeți zidul. Asta ce înseamnă? Că atunci aveți trăi bine mai mult timp. Că ce ne interesează? Ce ne interesează practic? Că mulți oameni au mașini, umblă după case, așa mai departe, iacturi, ce mai este, nu? Că spunea cineva, citeam undeva, că dacă ești fericit trebuie să ai o moșterire bună, un iac mic și un așa mai departe. Nu. Sănătatea e mai importantă ca orice. Nu se poate cumpăra cu niciun ban. Cu niciun ban nu se poate cumpăra sănătatea. Sănătatea depinde de noi și de medicul la care vă adresați. Adică trebuie să mergeți la un medic bun care să cunoască, să vă ajute, pentru că și medicii, pentru că mulți medici vor ajunge, nu mulți, toți, deci absolut toți vom ajunge pacienți și medicii trebuie să gândească la rândul lor, așa se gândească când percep, când au un contact cu un pacient, că și ei la rândul lor vor ajunge pacienți. Asta este foarte important. Bun, asta am făcut o introducere pentru că Ciobi m-a rugat această problemă, că el a fost plecat în Marea Nordului din nou, la vânat de... Ce ai vânat? Somoni? Nu, ai fost în Norvegia, ai fost la vânătoare de somoni, a dus aici la Tevrun Satu Mare 5 kg de somoni pe care cei de la Tevrun Satu Mare vor mânca dimineața pentru că conține omega-3. Și cu somonul e o problemă. Somonul este bine să fie bio, că depinde de somon. Somonul este bine să mâncați mult pește, aici vorbim de alimentație, mult pește e foarte bine. Să nu mâncați gras, să nu mâncați mult porc. E ok să mâncați porc, nu înseamnă că să nu mâncați deloc, dar să mâncați mai puțin. Și cel mai important este să nu mâncați, să nu ne alimentăm seara. După ora 18, adică 6 seara, un iaurt, o banană. Așa, banana e foarte bună, că conține magneziu și potasiu. Banana, ce ai făcut, Ciobi?
Ai mișcat, dar nu s-a auzit nimic, totul e în regulă. Ai fost la balet și ce avea fost la balet, face balet acum și de aceea are anumite mișcări care sunt extrapolare, circumferențiale la creierul mic și creierul mare, dar este prezent aici alături de noi. Și am vorbit despre alimentație. Alimentația este foarte importantă, să mâncați dimineața, 9, 10, 11 maxim, micul dejun. Micul dejun trebuie să conțină un iaurt, trebuie să conțină anumite alimente, adică să fie consistent, să fie o mâncare sănătoasă, bună. Da? Ceaiuri, un cappuccino, o cafea. Cafea, cum am spus și pe, în alte emisiuni, sau cum am spus, ajută creierul. Deci chiar ajută cafeaua, dar nu excesiv. Deci cafeaua se poate bea, nu în exces. Cafeaua ajută foarte, ajută foarte mult. Ceavi bea cafea dimineața și este prezent, are, nu? Ceavițe, te uiți la telefon acum când vorbim, dar trebuie să fii atent la ce spun eu. Așa, cafeaua ajută, dar nu trebuie să exagerăm cu nimic. Dimineața este bine să vă treziți, să aveți, cel mai ideal, să avem, acum vorbesc generalități, da? Să avem patul pus, capul, important capul, să fie spre nord. Adică cum dormim, să ne gândim, patul este așa, patul este pat, da? Capul nostru trebuie să fie spre nord. Pentru că este mult mai bine. Influența lunii, soarelui și așa mai departe, toate s-au dovedit că este mult mai important ca noi când dormim să avem capul, nu? Ce aveți? Spre nord. Atunci va fi mai bine pentru somn, pentru relaxare, pentru a vă trezi mai bine dimineața. Dacă vă treziți dimineața cu anumite amorțel, cu un pic de amețel, atunci neapărat mergeți la specialist, că sunt specialiști. Deci de-aia trebuie mers la specialiști, că este unul pentru ochi, pentru cardiovascular, pentru așa mai departe, cap, neurologii, să vedem cauza. Nu trebuie amânat. Că dacă știm cauza din timp, atunci vom putea rezolva situația. Asta este valabil nu doar la noi, la sănătatea oamenilor, ca să fac o paranteză sau o paralelă. Gândiți-vă la mașină. Dacă lăsați mașina să nu mai meargă bine, cum o refaceți? Greu. Dar dacă din primul moment mergi la service, la un service bun, bineînțeles că nu toate serviciile, ca și doctorii și ca și tomografele, remeneurile, depinde să mergeți la un remene și un tomograf bun. Și după aceea neurologul interpretează pentru cap vorbesc și coloana vertebrală, pentru că, cum am spus la alte emisiuni, coloana este ca și nu o scândură, cu ce măturăm? O mătură, da? Mătură, o mătură. Pe această mătură stau sus 4-5 kg. În momentul când mă doare capul, capul e aici, da? Ciobi. Și tu ai cap, da? Are și Ciobi un cap. În momentul când doare capul, poate să fie această durere amețeală de la cap sau de la coloana cervicală. De aceea, nu ajunge să facem un RMN sau un tomograf la cap. Trebuie făcut cap și coloană cervicală. Așa este ideal și așa știm exact cum să facem ca să fie mai bine. Cum să facem să fie mai bine? Depinde de votul nostru. Deci depinde totul de ce votăm. Că vom vota, nu? Totdeauna votăm. Și noi avem puterea. Deci noi oamenii care trăiesc pe acest pământ, în această țară, au puterea. Ei dau puterea la alții ca să ne ajute. Și trebuie să ne gândim la cine dăm puterea ca să ne ajute pe noi. Că de aici vin banii. De unde vin banii? De la fiecare. De la fiecare vin banii. Deci trebuie să vă gândiți foarte bine ce faceți. Deci, cum am spus, micul dejun este foarte important. Este foarte, foarte important să mâncăm bine, sănătos, iaurt cu așa mai departe, cu cornflakes, cu așa mai departe, cu banane, cu un pic de un sandwich. Prânzul, 2-3, maxim ora 16, adică 4, să fie ok, să fie bine, da? Și seara, un iaurt,
o banană, un măr, un păr, o prună. Tu ce ai, Ciobin? La, unde stai? La casă sau în apartament? Acasă. Deci ai prune? Ai prune. Deci Ciobin mănâncă fiecare seară o prună. Se vede după el, că îi plac prunele. Și un măr. Mărul ne ajută foarte mult, dacă este normal, un măr bine crescut, cum ar veni, ne ajută foarte mult. Mărul conține multe vitamine, multe minerale. Să mâncați un măr două pe zi ajută foarte mult. Deci gândiți-vă, medicamentele în general ajută, dar nu rezolvă problema. Rezolvă momentul când știm cauza, noi ca medici, și din timp dăm medicamentele care trebuie țintit pe ce afecțiune aveți. Adică nu începe, mă doare spatele, încep să iau 10 injecții, 20 de injecții în supozitoare și nu rezolvă. De cum se rezolve? Trebuie făcut un tomograf sau un remen la coloană, mă doare spatele, merge în picior, în mâini, așa mai departe. Și după aceea știm și se poate rezolva. Aia trebuie să facă neurologul. Nu poate să facă altcineva. Pentru că el știe că de-aia a făcut specializarea pe cap, coloană, așa mai departe. Ca și la cardiolog, la inimă, da? Când am o durere precordială, am vorbit și despre asta, de durerile precordiale, că mă doare inima, așa mai departe. Inima, în general, dacă doare, e grav și atunci nu mai este de scăpare. Dar când ai dureri și care se repetă, nu e de la inimă. Dar pentru a fi siguri, facem un examen cardiovascular și după aceea mergem la neurolog. După ce avem și analize, el va spune ce trebuie să facem, că poate să fie o distonie neurovegetativă în care e senzația că te sufoci, mori, acum mori. Ai ajuns în paradis, ești cu Sfântul Petru și cu... cine mai ești acolo? La poarta raiului și Dumnezeu se uită la tine și spune, domne, ce ai făcut? Ce ai făcut în viața ta? Ce ai făcut? Ai ajutat oamenii? Ai fost bun? Invidios, toată lumea e invidios. Dar e bine să fii mai puțin invidios, că prin invidie și prin răutate nu rezolvăm ca să ne fie nouă mai bine. Nu, nu rezolvăm. Ciobi, tu ai fost invidios? Am serios. Hai și lângă mine și spune-mi, ai fost aici? Nu vrei să te las, că ești, te-ai bărberit, ești, ai tricou frumos. Deci ai fost invidios în fața ta? Ai fost. E bine? Te-a ajutat la ceva? Nu te-a ajutat. Nu te ajută, că nu rezolvă. Practic, noi rezolvăm problema. Gândiți-vă, că mergem la biserică, la orice biserică, ne rugăm. Ne rugăm pentru ce? Ca să ne ierte Dumnezeu sau la ce credem păcatele, ne iartă dacă noi iertăm și pe ceilalți. Dar noi, deci credința, Dumnezeu este în noi și noi trebuie să fim cei buni și noi trebuie să ajutăm și pe ceilalți. Nu o mașină, nu o casă face ca noi să fim deosebiți. Nu, sunt lucruri care rămân pe pământ. În momentul când murim, noi suntem, gândiți-vă, suntem, sufletul nostru trăiește într-o carcasă, într-o cutie, da? Din această cutie, care este corpul nostru, sufletul pleacă, rămâne cutia. Care cutia o punem în pământ, la revedere o astupăm și așa mai departe. N-are nicio valoare. Acolo e cutia, aia nu mai reprezintă nimic. Sufletul reprezintă. Sufletul nu-l știe încă nimeni, pentru că nimeni nu a venit din paradis sau din iad, dacă ne luăm după religie, pentru că nici asta nu este 100% sigur, nu este nimic sigur. Că nu a venit nimeni nici din iad, nici din paradis. Ciobi, tu de unde ai venit? Din iad. Ai venit din iad. Ciobi a venit din iad. Spune că a venit din iad. Pe cine ai întâlnit din iad acolo, Ciobi? Ce trupe ai întâlnit acolo? Trupe hard rock? Ce ai întâlnit acolo în iad? Aia e așa, bine. Bun, deci ca să facem o paranteză, pentru că am vrut să facem o emisiune în care să vă spun generalități, adică despre cum să fim mai sănătoși. Cum putem să fim mai sănătoși? Totul depinde de noi. Cum putem să avem o viață mai bună? Totul depinde de noi. Cum votăm? Cum putem să mergem mai sigur pe stradă? Cum putem să avem mai mulți copaci, un aer bun în oraș? Depinde de noi, adică noi trebuie să spunem, domne, plantați mai mulți copaci, aveți grijă de dig. Digul din satul mare trebuie periodic evaluat și văzut unde sunt
probleme, pentru că problemele apar. Cum putem să mergem mai bine la piață dimineața, să cumpărăm legume, fructe, legumele, fructele, vedeți, atenție mare, pentru că mulți oameni, ca să câștige mai mult, pun tot felul de ingrediente care nu sunt bune, ca să crească mai bine roșia, să crească mai bine morcovul, să crească păstârnacul. Tu ce mănânci, Obi? Castraveți murați? Bun. Dar trebuie să fim siguri că este ok, adică nu au pus, cei care cresc aceste legume, au pus tot felul de chimicale ca să crească mai bine, mai frumoase. Gândiți-vă, acum 40 de ani, cine știu, cum creștea roșia, ce miros avea, ce gust avea roșia, ce gust avea pepenele. Mai are? Nu mai are. Din ce cauză? Datorită lăcomiei oamenilor. Oamenii vor mai mult, să câștige mai mult și nu interesează. Și de ce apar bolile? Bolile au o cauză. Că nu apare boala, vine de la Dumnezeu, boala către noi. Nu! Boala vine datorită faptului că noi oamenii, nu știm și nu facem ceea ce trebuie. Ce obiții, nu? Asta a fost o prezentare generală, pentru că TV-ul Satul Mare prezintă generalități și multe lucruri interesante, dar această emisiune spune tot la ora potrivită și eu vă spun absolut totul, real, fără să fie tăiat nimic, totul este real, totul este în direct și noi ne reauzim săptămâna viitoare. Până atunci vă spun la revedere, noapte bună sau bună ziua, depinde când vedeți emisiunea. Și nu uitați că e foarte important. Dacă nu reușiți să faceți bine, nu faceți niciun rău. La revedere, pe săptămâna viitoare. La revedere!